se vadă contextul de unde este luată această locuțiune adverbială. Încet, încet! Școala Smart înseamnă o școală dotată cu totul, adică calculatoare, table interactive, laptopuri, tot ce este digital. Sistemul de iluminat, aer condiționat, atunci când nimeni nu circulă prin sala de clasă, sunt anumit senzor care face ca lumina să se oprească. Aici avem sala de conferințe. De exemplu, când intrăm, acei senzori se declanșează și se face lumină și după ce ieșim la 2-3 minute, se stinge. Fiecare sală, tablă interactivă, laptop, videoproiector și această tablă cu marcare. În vedere că este al doilea an în care școala aceasta este nouă și pentru copii și atât și pentru noi, chiar s-au văzut rezultate și la evaluarea națională elevii au luat toți examenul, promovabilitatea a fost de 100% și ei sunt mult mai implicați. Vin cu drag la școală, abia așteaptă să umble pe tablă, să folosească, să caute, să... ca și la telefoane, să vadă ce e acolo, ce e în partea cealaltă. S-au adoptat foarte bine, mai ales vremurile care au fost, au învățat cum să utilizeze anumite tehnologii, așa că pentru ei n-a fost ceva nou. Chiar foarte bine s-au adaptat. Și pentru noi a fost greu la început, dar cu trecerea timpului ne-am obișnuit, învățând unii de la alții sau chiar singuri. Au fost dezamăgiți când au ajuns la Sibiu și au văzut că nu mai au această tehnologie, ceea ce ne încântă acest aspect. Având în vedere că vin într-un mediu care nu avea toate treburile astea, într-adevăr, tehnologia smart e foarte un ajutor foarte mare, întrucât și copiilor le place, că e mai interactivă și, într-adevăr, cum generațiile noi sunt obișnuite cu ecranele, cu touchscreen-ul, cu toate acestea, într-adevăr, vine ca un ajutor foarte mare. Și mai avem un dispozitiv așa legat la tablă, pui cartea sau fișa respectivă și se arată pe ecran. Cam așa funcționează. Aici depinde, de exemplu, dacă e o imagine. Sistemul de muzica care se pune în pauză, așa, de când se sună, practic, totul de aici funcționează. Și, bă, putem să facem mai tare, mai încet.